Înainte de a începe clipul, vreau să vă explic de ce am lipsit de pe YouTube și nu am mai postat, cred că, 2 clipuri. Un motiv a fost faptul că a fost Paștele și am spus că îmi iau un clip liber, însă în momentul în care am vrut să mă filmez după Paște încă un clip, din păcate m-am simțit rău pentru că am luat un virus, așa că nu am mai reușit să filmez. V-am anunțat și pe Instagram de ce n-am mai postat și cum mai este starea mea, așa că dacă nu mă urmăriți pe Instagram, o puteți face. Am fost la Sephora de curând și cam asta s-a întâmplat. Am cumpărat produse și am cumpărat produse diversificate, am cumpărat de la măști pentru că în ultima perioadă sunt foarte axată și nebunită după măști, după tot ce înseamnă skincare, produse de skincare. Am cumpărat și make-up, am cumpărat și niște chestii mai ciudate de care n-am auzit și am vrut să le cumpăr ca să le testez, așa că haideți să începem clipul. Și o să începem clipul cu un produs de make-up și este paleta de la Huda Beauty pe care ați văzut-o chiar în ultimul clip cu machiajul pe care l-am realizat cu această paletă. Dacă nu ați văzut clipul, o să vă las link către el să îl urmăriți, pentru că mie una îmi place foarte mult cum a ieșit acel machiaj. Este o paletă superbă, are niște nuanțe divine, sunt exact nuanțele pe care le-aș purta eu. Am folosit-o chiar și astăzi și am folosit această nuanță de roz. Este o paletă superbă, vă recomand dacă aveți oportunitatea să măcar să le încercați în magazin, pentru că există această paletă care este Warm Brown Obsessions și mai sunt încă 3, una foarte vibrantă, una cu tente de mauve și una smoky. Următorul produs este de la Benefit și este Hoola Quickie Contour Stick. Este un stick de contur pentru față, așa arată, este foarte drăguț ambalajul, îmi place foarte mult și cam așa este nuanța. Nuanța este asemănătoare sau mi se pare chiar identică cu bronzerul Hoola de la Benefit. Îmi place foarte mult pentru că este foarte cremos și se blenduiește foarte ușor. Am rămas extrem de surprinsă de cât de ușor se blenduiește, numai îi dai foarte puțin cu pensula sau cu brățelul și imediat se blenduiește extrem de frumos și nu este nici un aspect foarte încărcat sau foarte dramatic. Este exact atât cât trebuie cât să-ți conturezi foarte puțin tenul. Am rămas foarte surprins de gramajul pe care l-are, are 8,5 grame și asta este destul de mult pentru un stick de contur al feței. De obicei, cantitatea este mult mai mică și, din câte am citit pe internet, acest produs, cantitatea lui are exact aceeași cantitate ca și o pudră Hoola. Momentan am testat acest stick de 2 ori. Prima oară l-am aplicat, pur și simplu l-am deschis și l-am aplicat pe ten și după am blenduit. Însă a doua oară am luat cu pensula produs și după am aplicat pe ten și mi s-a părut că în felul ăsta a fost mult mai ok finish-ul și cum arăta fața la final. Pe acest produs am dat 140 de lei și nu înțeleg de ce pe site l-am văzut cu 150 de lei. Chiar nu pot să-mi dau seama de ce discrepanța asta de preț între site și magazin fizic. Eu mi l-am luat din magazinul fizic și pe paleta de la Huda Beauty am dat 135 de lei. Parcă, cam așa. O să continui tot cu produse de make-up ca să le terminăm pe acestea și mi-am luat de la Too Faced 2 produse, ambele pentru priming și mi-am cumpărat acest primer de la Too Faced și tot din aceeași gamă, setting spray tot de la Too Faced. Gama este Hangover Air X. Am auzit de gama aceasta și am încercat aceste produse o dată, de 2 ori. Cred că de 2 ori. În primul rând, baza nu mă dă așa pe spate, adică nu mi se pare că este wow sau face ceva miraculos. În schimb, spray-ul de fixare m-a uimit prin, în primul rând, prin mirosul pe care l-are. Rosea cocos. Pur și simplu îmi place că seamănă foarte mult cu MAC Fix Plus, în ideea în care topește machiajul și nu mai ai efectul ăla de pudră pe față, dar dă și un luciu feței sau dă un glow feței mai degrabă. Dă un glow feței foarte frumos. Iar legat de bază, același miros de cocos, care îmi place, însă, nu știu, nu simt că face prea multe chestii wow. Pot să spun că face ca tenul să fie mult mai neted, tocmai ca aplicarea fondului de ten să fie mult mai ușoară. Nu astupă porii, nu știu, nu minimizează nimic. Pur și simplu este o bază foarte bună, care ajută ca machiajul să reziste mai mult, însă doar atât. Așa că spray-ul de fixare îl voi mai recumpăra, însă această bază nu. Ambele produse le-am luat în varianta mini, spray-ul de fixare este de 30 ml și cred că o să mă ajungă ceva timp, iar baza este de 20 ml și aceasta o să mă ajungă. Motivul pentru care am cumpărat produsele în varianta mini este același motiv pe care vi l-am spus și în clipul cu
cu cum să economisim bani când cumpăram make-up. Nu știam dacă o să-mi placă produsele. Era pentru prima oară când le testam și am zis că mai degrabă să le cumpăr în varianta mini, dacă îmi plac o să le cumpăr în varianta full size, dacă nu renunț la ele și încerc alte produse. Și drept dovadă, acest primer de față nu o să-l mai recumpăr, o să recumpăr doar spray-ul de fixare. Și cred că când o să termin acest primer pentru față, o să-l încerc pe unul de la Makeup Forever, pentru că nu am încercat niciodată și am citit pe internet niște review-uri foarte bune la primerele de la Makeup Forever. Pe ambele produse am dat 70 de lei, 70 de lei baza, 70 de lei primerul. Le-am găsit la Sephora o jucărie și zic o jucărie pentru că este o chestie foarte ciudată sau nu știu, la noi nu prea mai văzut. Văzusem pe YouTube acum ceva timp ceva legat de chestia asta și este acest make-up eraser. Practic este un prosop care demachează, adică îl folosești și din câte am citit eu, pur și simplu îl uzi și după te demachezi și mi se pare așa foarte mișto, dar nu știu cum. Practic, el spune că nu are nimic în el, dar nu știu cum poate el să dizolve tot machiajul și să te demacheze. Însă am spus să îl încerc. În Sephora găsiți acest produs într-o variantă cu 3 prosoape în el, însă eu am luat varianta aceasta cu un singur prosop și am dat 60 de lei parcă pe el, tocmai pentru a vedea dacă chiar face o treabă bună. Dacă da, poate o să mai cumpăr și un pachet cu 3 prosoape în el. Acum, eu nu l-am încercat deloc, încă este în cutie. Acum, dacă o să funcționeze și o să-mi placă, e un lucru bun pentru că înseamnă că nu mai trebuie să folosesc demachiant. Ideea e că pentru mine orice demachiant îmi usucă un pic tenul. Chiar și cel mai bun demachiant mi-l usucă. Pur și simplu cred că așa este tenul meu și dacă aș folosi acest produs și ar funcționa, ar merge, înseamnă că nu mai trebuie să folosesc demachiant, deci nu mi-aș mai usca fața și cred că chestia asta m-ar ajuta. Dar vedem, o să-l încerc, mă gândesc poate fac un clip și vă arăt cum mă demachez cu acest produs. Dacă nu fac clip, oricum o să vă zic exact părerile mele într-un clip viitor. De câteva săptămâni mi s-a terminat exfoliantul pentru față și stăteam așa, nu mai îmi exfoliam fața. Bineînțeles că fondul de ten nu mai arăta la fel de bine pe față. Și când am fost în Sephora, m-am uitat și după un exfoliant și mi-am cumpărat această mască care și exfoliază, dar și iluminează fața. Este de la un brand care se numește Skin Food. Practic, toate produsele de skincare de la ei sunt pe bază de alimente sau de fructe sau de legume. De exemplu, aceasta este pe bază de orez. Are un miros interesant și îmi place că are aici un căpăcel, deci are capacul lui, dar are și un căpăcel din nou care mă ajută să protejez produsul. Are un miros fresh, cam așa arată, și luați o cantitate de produs pe mână și începeți să îl aplicați pe față și să frecați ușor, gentil, nu apăsați prea tare, pentru că dacă apăsați prea tare, după, dacă aveți o piele foarte sensibilă, se poate înroși. Și după ce îl frec pe față, îl mai las vreo 10 minute ca și mască și după dau jos masca de pe față cu apă călduță, iar apoi tapătesc cu un prosop și de obicei îmi place să folosesc această mască o dată pe săptămână, de obicei sâmbătă sau duminică. Pe această mască am dat 70 de lei sau 80 de lei și o găsiți și pe Sephora.ro și magazinele fizice. Mi-am luat o mască de la un brand care se numește Tony Moly, tot din Sephora, și este cu roșii și pe ambalaj spune că este o mască anatomică, iluminantă, pe bază de roșii, pentru obținerea unui ten neted și radiant. Spune că trebuie folosită 20-30 de minute, încă nu am folosit-o, urmează să o deschid. Despre ea nu pot să vă zic foarte multe. Pur și simplu am văzut acolo, nu era foarte scump, era 20 de lei și am zis să o încerc și după ce o să o încerc, o să vin și cu părerile mele despre ea, pentru că oricum o să fac un clip cu măști încercate, exfoliante și tot ce înseamnă asta în curând. Iar ultimul produs pe care mi-l doream foarte mult este acest produs de la Dr. Jart Water Drop. Este o cremă... Nu. Ulei? Nu. Este o chestie. Ideea este că în primul rând are un ambalaj foarte interesant, așa arată, îmi place foarte mult ambalajul și este o cremă care o aplicați pe față și în momentul în care începeți să o întindeți, se transformă în apă.
Este atât de tare și mișto senzația, pur și simplu, este foarte solid și după pur și simplu devine apă și se întinde foarte bine. De asta nu aveți nevoie de foarte mult produs. Este foarte bună pentru a hidrata, este o bază foarte bună pentru machiaj și da, este o bază interesantă pentru machiaj, în primul rând pentru că hidratează, dar intră și repede în ten. Am folosit-o odată și, sinceră să fiu, între aceste două, mi se pare că asta este mai bună ca și bază, deși ea, în esență, nu este creată ca și bază. V-am spus, intră foarte repede în piele, având consistența aceea de apă, se usucă foarte repede, de fapt intră în piele și nu rămâne o peliculă grasă, hidratează în același timp, iluminează fața, hidratează foarte bine, oricum o puteți folosi și ca și o cremă hidratantă, nu neapărat ca și o bază. Eu am folosit-o în ambele situații, și ca bază și ca cremă hidratantă. Mai mult ca și cremă hidratantă, o folosesc seara. Acest produs are 30 de ml și eu am dat pe acest produs 140 de lei, 150 de lei. Oricum găsiți produsul pe Sephora.ro și magazinele fizice și eu l-am în cantitate de 30 de ml, dar există mai multe opțiuni ca și cantitate pe care puteți să le achiziționați. Încă vreau să o testez, încă vreau să o încerc în diferite situații. Vreau în continuare să văd cum se comportă pe tenul meu, cât de bine hidratează și după voi reveni cu părerile mele. Am uitat, bineînțeles, ceva să vă zic. În momentul în care am făcut aceste cumpărături, am primit și câteva eșantioane și am primit un eșantion de parfum de la Chanel, Coco Mademoiselle, și am mai primit și parfumul Miss Dior, tot așa eșantion, și de acesta m-am îndrăgostit și pe asta trebuie să-l cumpăr neapărat și în varianta mare, pentru că îmi place foarte mult cum miroase. Îmi place și acesta cum miroase, însă ăsta mi se pare mai potrivit pentru doamne, așa mai... este și mai subtil, parcă, iar acesta mi se pare exact ca și titlul Miss Dior, foarte girly și foarte pentru domnișoare, pentru, nu știu, mi se pare mult mai potrivit pentru mine acesta și o să-mi cumpăr și varianta mare. Acesta a fost clipul cu haul-ul cu produse de la Sephora. Sper că v-a plăcut și sper că vi s-a părut interesant și sper că v-au plăcut și produsele. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like, nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, iar până data viitoare vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem în următorul clip. Pa!